la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene cu tentă sexuală și limbaj licențios. Mi s-a părut că o văd. Pe ce? Pe țigancă. Mi-a zis că tata trăiește. Și simt că ar putea fi adevărat. Ea e. Mă jur că ea e. Vino! Nu te blestem! Că nu poți să blestem pe oriul de neapă meu! Vignal, plătonește-te! Păi te omor, mă, tu înțelegi? Păi te omor! Aola, mă, mă, ajutor! Numai tu ești de vină! A ajuns copilul meu la poliție numai din cauza ta! Crezi că nu știu cine ești? Du-te după el, că tu ești soarta lui. Ești un nenorocită de traficantă, de droguri, așa-i. Nu te mai prind în calea mea, înțeles? E nebună. E nebună rău de tot, dar e cretină, nu că e nebună. Ia. Yeah. What? Ce faci? Hai la tine acum. Să vă fie clar că de mine nu-și bate nimeni în joc în viața asta. Stai-mă puțin, ce-ai? Păi, Miruna, stai că nu e vina ei. Băi, m-a văzut, m-a cunoscut, am dansat ca două penibile. E acasă? Stai un pic, înțelege o chestie. Nu e maica mea de vină. Dar cine? Devine idiota aia de Emma, care e o geloasă cretină și i-a spus că tu ești pe droguri, înțelegi? A, și mi-o dai așa, ca și cum aș fi pe cartofi prăjiți sau... Nu, dar... Băi, voi dau, zici ce spuneți! Păi, frate, nu e vina lui mama, e... Emma crede că toți oamenii bogați trag pe nas, că așa e cool și că așa dă bine la fraieri, înțelegi? Bine că n-am pus asta și pe Facebook. Că... Și dacă până acum crezi că e târziu? Tu ce dracu cauți mai? Du-te mă și lasă-mi. Da, lasă-mă că am voie să stau aici cât vreau eu. Bă, tași-mă din gură pața china dracului. Auzi tu, dacă te mai iei de iubitul meu. Bă, încetează de mâna de pe mine. Te fac praf. O să ajungi să te vărești în chinuri, fetiță. Bă, tu înțelegi? Nu înțelegi că nu-s iubitul tău? Ești cretină? De ce te ții după mine? E clar că s-a uitat la tine, m-am beat. Gata, vin un pic. Te rog frumos, calmează, te las-o în pace. Da? Urcă-te în mașină. Urcă-te în mașină, te rog. Și tu să dispari din viața mea, înțeles? Să nu mai vii niciodată să nu te mai văd. Hai. Oricum, o să fac ce vreau de acum. Nu mai îmi dictează nimeni viața. Ne vedem la aeroport. De fapt, nu. Hai la mine. Mai bine te cunoaște tata acasă. Ok. Doar cum aduce mama. O să vadă așa pe mâna cu ei și lasă băiatul. Uh-huh. Nu-ți face griji, că vin. Nu o să întârzi. Am întârziat la prea multe întâlniri până acum. Nu te mai gândi la nimic. Plecăm și dacă vrem să nu ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem. Hai, că e târziu și nu, eu nu mi-am făcut bagajul. Eu oricum mi-au două bluze și atât. Vreau să las totul aici. Hai, ne vedem. Să nu întârzi. Da. Tata e nebun cu punctualitatea. Ok. Da? Bine. Viața mea în ultimul timp a fost ca un montai râs. Când eram fericită până la cer, când eram în culmile disperării. Nu mă mai interesează dacă mama și tata o să-l placă sau nu pe Victor, pentru că nu mai contează. Am hotărât că merită să fiu cu el. Cine ar fi crezut că tipul care a intrat cu bocancii plin de noroi în viața mea și care a făcut mișto de mine, care m-a desființat, o să ajungă să fie omul care mă face fericită. Eu sunt fericită oare? Pentru că din exterior, viața mea nu e tocmai o minunăție. Cu muzica n-am făcut nimic. La medicină nu mă mai duc. Mai nou, o nebună spune că sunt traficantă de droguri. Și totuși, sunt atât de fericită. E pentru prima dată în viața mea când simt că trăiesc ceva cu adevărat. Lângă omul pentru care
simt că merită să lupt. Victor! Hai, intră, intră! De ce dracu cauți aici, mă? Nu mai pot să trăiesc dacă nu mă ierți. Victor, te rog frumos să mă ierți, eu n-am vrut să fac asta, am crezut-o pe proasta asta. Dar mama te iubește și nu vrea să-ți facă rău, tu știi că ești puiul lui mama. Mama, chiar mă simt foarte aiurea după tot ce am trăit și nu vreau să mai vorbesc despre asta. O să plec într-o vacanță. Unde? În Elveția, cu Miruna. Păi mie acum îmi spui, mă duc să scot niște bani și după aia vin să facem bagajele, da? Pleci cu autocarul? Nu, cu avionul, la business. Doamne, dar ce bine te-am educat! Mă duc repede să caut bani! Victor, eu am venit să-mi cer iertare pentru că nu v-am să rămâi supărat pe mine. Vreau să știi că te iubesc și că o să te aștept. Poți să mă aștepți mult și bine. Ok, asta e treaba mea, dar dacă nu-ți iese cu Mimi? Băi, Emiliu, o cheamă Miruna. Te rog să mă ierți. Te implor, iartă-mă! Să te ierte, dracu. Nu mă conduce. O să faci despărțirea și mai grea. Dacă te spui, dar te duci să te măriți? De unde știi că nu? Auzi? Nu. Dar băietul vine? Da, vine aici și plecăm toți. Și-mi place și o să cunoască ei doi. Dar acum îți dai seama că pentru tactul oricum ar fi nu-i bun. Că așa stați de feti. Bunii, hai să nu ne creăm probleme înainte ca ele să existe. Da? Imaginează-ți, o să intre în casă și o să spun: Victor, el e tata. Tata, el e Victor. Vă place sau nu unul de altul, o să mergeți cu același avion. Și asta e. Păi, da, da. Tactul visa să-ți prezinte băietul unui coleg, ca să aibă cheag. Să mi-l prezinte când ne torcem. Și acum ajută-mă să-mi des astea, că ne grăbim. Aolo, păi nu se închide. Hai de mai bun, că se închide. Dă-te. Dă-te. Ia. Hai, închide. Nu găsiți fermoarul. Da, adică e pidi de sus. Bun, nu ești sănătoasă, dă-te jos. Păi nu mai pot, acum a rămas așa. Ce ai, mă, mamă? De ce plângi? O să-mi fie dor de tine. Mamă, nu e ca și cum mor, mă duc într-o vacanță. Da? Hai! Alo? Poliția? Lasă, lasă! Stai, lasă că... Lasă, lasă! Bun. Hai. Drum bun. Drum bun, draga bun. Trebuie să mergem.
ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat, mă, frate, de ne trag ăștia pe ah. Mai stăm un pic, te rog. O să pierdem avionul. Hai, 2 minute, e trafic. Bună ziua. Inspector principal Vocea Vasile de la Poliția Capitalei. Avem informații că încă ați avea droguri asupra dumneavoastră. Nu, cred că este o greșeală. Am primit un apel la 112 cum că aveți un posesie stupefiante. Haide, domne, că mergem la aeroport, n-avem timp de camera ascunsă. Doamnă, acum vă rog frumos să nu obstrucționați opțiunea poliției. Mamă, stai așa, ok, gata. Știu exact ce s-a întâmplat și știu cine a sunat. E o nebună geloasă care nu mă lasă în pace. Dacă știți foarte bine, noi nu vă acuzăm de nimic. Dar trebuie să scriu un procesul verbal. Prezentați-vă, vă rog, un act de identitate și vom face și o percheziție corporală. Stai, domne, ce percheziție? Stai puțin, mamă, gata, calmează-te, lasă-i să-și facă treaba. E ok, doar să terminăm mai repede bâlciul ăsta și să plecăm, că ne grăbim. Tu nu vezi că îl sun ca o nebună și el ca un nesimțit nu-ți răspunde? Mai stai! Eu nu dau banii pe bilet pentru un tâmpit. Dar băietul nu e așa, eu am văzut și am lucrat atâția ani în învățământ. Bun, nu e cazul, da? Nu e cazul, mulțumesc. Haide, așteaptă șoferul. Hai, e. Ce avem noi aici? Nu știu ce e asta. Dă să văd. Lasă că ai văzut destul. Nu, jur că nu știu ce e asta. Domne, stai puțin, e copilul meu, stai puțin, domne. Lăsați-i, domne, copilul crește. Ia mâna, mă, de pe el, ia mâna de copil. Îți trebuie mult curaj și răbdare ca să mai crezi din nou în cineva după ce ți-ai luat-o atât de rău de la viață. Trebuie multă încăpățânare ca să lupți pentru a fi din nou fericită, alături de acel om care să te prindă de mână și să-ți fure și inima. Îți trebuie infinită nebunie ca să iubești din nou, cum îți trebuie mult curaj ca să mai ai încredere în oameni după ce te-au rănit. Dar ești femeie. Iar pentru tine nimic nu e imposibil. Adio, Victor. Oriunde te afla. Eu? O să uit că ai făcut vreodată parte din viața mea. Să vezi cine o luăm. Ce? Un plic zahăr pudră.